Prefectul județului Gorj a declarat că scrutinul pentru alegerile parlamentare din 1 decembrie s-a desfășurat în limitele normale, dar au fost și mici manifestări electorale interzise în această zi, dar sancționate de IPJ Gorj. La nivelul județului au ieșit la vot peste 52% dintre cetățenii cu drept de vot. Putem spune că procesul electoral din județul Gorj s-a desfășurat în limitele normalității, un proces electoral liniștit, dar sigur au fost și câteva situații în care au avut loc manifestări politice, manifestări electorale în ziua în care acest lucru era interzis, lucru care a fost sesizat către organele Inspectoratului Județean de Poliție și s-au dispus măsurile în consecință. Putem spune că la Gorj am avut o prezență destul de bună la nivelul mediei naționale, undeva aproape de 52%, lucru care sigur n-are decât să ne bucure, este una dintre prezențele cele mai numeroase începând cu 2004, deci în urmă cu 20 de ani am mai fost o asemenea prezență la alegerile parlamentare. Cu ajutorul urnei mobile au votat 1574 de cetățeni din județ, dintre care 157 de pacienți ai Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu, pentru că nu au putut merge la secțiile de vot la care erau arondați. Procesul electoral s-a desfășurat fără incidente în toate cele trei locații ale Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. Și-au exprimat dreptul la vot 157 de pacienți internați în secțiile din toate cele trei locații ale unității medicale. Din secțiile aflate în locația Tudor Vladimirescu au votat 80 de pacienți. La Spitalul 700, situat pe strada Progresului, au votat 42 de pacienți, iar în secțiile din locația de pe strada Unirii sau Spitalul de la Pasarel au votat 35 de pacienți. Sacii de voturi au fost aduși la sala sporturilor din Târgu Jiu de către președinții și locțiitorii secțiilor de votare și efectivele MAI după numărarea voturilor din secții pentru a preda voturile Biroului Electoral Județean. Fiecare secție de vot în momentul în care au finalizat încheierea proceselor verbale și au pregătit materiale pentru a fi aduse la către Biroul Electoral Județean, președintele și locțiitorul secție de vot însoțit de organele Ministerul Afacerilor Interne, care au asigurat siguranța pe timpul și la secția de vot și pe timpul deplasării, au ajuns la Biroul Electoral Județean, unde acest lucru a fost verificat, modul în care corectitudinea în care s-a încheiat procesul verbal, au fost încărcate în sistemul electronic și după care a urmat depunerea sacilor cu buletinele de vot. Întreg procesul electoral din județul Gorj s-a încheiat la ora 21, nu au fost situații de prelungire a perioade de vot în secții. Procesul electoral din Gorj s-a terminat la ora 21:00 pentru toate cele 334 de secții de votare din județ și nu a fost nevoie de prelungirea programului de vot în niciuna dintre secții.